Polițiștii constanțeni vor derula acțiuni pentru protejarea populației împotriva actelor de comerț ilicit, în special cu produse alimentare și mărfuri contrafăcute sau falsificate, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor statului cu atribuții în domeniu. Astfel, polițiștii de la ordine publică, structurile de poliție rutieră, polițiștii de investigații criminale, proximitate, echipele de cercetare la fața locului, criminalistică, acțiuni speciale de la arme sau investigarea fraudelor se vor afla în stradă. Polițiștii constanțeni vor acționa în proximitatea bisericilor, activitățile urmând a fi desfășurate în sistem integrat împreună cu toate instituțiile MAI cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Jandarmii vor fi prezenți în Constanța, Megidia, Cernavodă, Hârșova, Mihail Cogălnicianu, Mamaia, Eforie, Techerghiol, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche, în cadrul patrulelor mixte și echipajelor de intervenție. Pe drumurile publice, pe principalele artere din stațiunile turistice, pe traseele de acces către aceste zone, precum și în zona lăcașelor de cult, polițiștii de la rutieră vor acționa pentru menținerea afluenței și prevenirea producerii unor evenimente grave, în general acelor generate de excesul de viteză și conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice.